Peste 70 de copii cu aptitudini muzicale deosebite proveniți din mai multe centre de plasament vâlcene vor participa în Râmnicu Vâlcea Șocnele Mari la un program intensiv de pregătire artistică în cadrul proiectului Muzicampus. Acesta este partea programului social mai amplu al echipei de fotbal internaționale Milano numit Intercampus și este derulat în România de Arhiepiscopia Râmnicului în parteneriat cu Fundația Inimă pentru Inimă. Proiectul Muzicampus a fost lansat astăzi la Centrul Cultural Religios Sfântul Antim Ivireanul din incinta Centrului Eparhial al Arhiepiscopiei Râmnicului. În cadrul proiectului, profesori de muzică, de instrumente muzicale, vor preda micilor participanți din cadrul parohiilor ore de instrument, vioară și pian, încercând prin această activitate să îi motivăm pe aceștia și să încurajăm să participe în continuare la activitățile realizate în cadrul bisericii. Programul mai amplu Intercampus România a început în anul 2000, inițiatorii propunându-și să organizeze activități educaționale și sportive pentru copii orfani abandonați și cu risc de abandon școlar. Prin intermediul acestui instrument, fotbalul, noi încercăm să redăm dreptul acestui copil la joacă, drept pe care și-l-au pierdut din anumite motive. Ăsta este și motivul pentru care noi ne aflăm acum în România, unde dezvoltăm proiectul Intercampus, împreună cu partenerul nostru, Fundația Inimă pentru Inimă, de foarte mulți ani. Noi ne ocupăm de pregătirea antrenorilor din România, respectiv din Râmnicu Vâlcea, Brașov, Tulcea, Brăila, Constanța, în așa fel încât aceștia să se poată ocupa de copiii care au nevoie de joc pentru a se putea recupera. În fiecare an, deci lucrăm de 10 ani aici, în fiecare an am încercat să aducem, să ameliorăm sau să ridicăm calitatea prestațiilor făcute de antrenorii noștri, în așa fel încât munca lor, adresată în primul rând copiilor care provin din centre de plasament, a copiilor cu probleme psihomotorii, ca și ei să se poată implica în acest joc, să poată fi și ei la rândul lor valorizați. Pe lângă activitățile sportive specifice programului Intercampus România, mai sunt derulate și unele recreative și artistice. Ocupă un loc special, ăsta este motivul pentru care în fiecare an încercăm să găsim alte modalități prin care să oferim copiilor care provin din centre de plasament posibilitatea de a se cura, de a distra și a-și petrece timpul liber. Anul acesta, activitatea noastră s-a concretizat printr-un nou program, așa cum a menționat și colega mea anterior, Muzicampus. Este un program adresat atât copiilor care provin din centrele de plasament, dar prin acordul de colaborare pe care l-am făcut cu Arhiepiscopia, am dorit să lărgim oarecum aria beneficiarilor, intrând și la nivelul mediilor defavorizate, copii aflați în dificultate, copii care au foarte mare talent, dar nu au posibilitatea de a studia un instrument. Proiectul social al FECE Internaționale Milano a fost lansat în 1997. În cadrul acestuia s-au făcut intervenții în 22 de țări cu sprijinul a 200 de organizații locale, folosind fotbalul ca instrument educațional pentru 10.000 de copii cu vârste de 8 până la 14 ani aflați în dificultate.